Astăzi este ziua mea! Yay! Și sunteți cu toți invitați, pentru că astăzi o să facem un videoclip puțin mai special. Nu foarte special, dar puțin mai special, deoarece, după cum puteți observa, am o de-asta pe cap și vă dau și vouă dacă vreți, pentru că am suficient de multe. Pentru că da, cu toții sunteți invitați la ziua mea! Și sincer, și uitați-mi că e ziua mea. Bine că mi-a reamintit Andrei 2010 și Răzvan, pentru că, na, e fratimiu. În episodul ăsta o să ne distrăm și practic o să mâncăm și tort. Am aici farfurile, sper că vă plac. Sunt luate de mine, după cum veți observa. Am și niște furculițe. Și practic deja vă mulțumesc pentru urări din avans, pentru că sutura asta deja mi-a scris cel puțin o persoană în comentarii la mulți ani. Și pentru persoana respectivă, te aștept la o felie de tort. Și de asemenea, hei, dacă vrei să-mi urezi la mulți ani într-un mod și mai șmecher, pe lângă un comentariu poți să-mi lași un like. Chiar m-ar ajuta foarte mult. Adică hai să vedem câte like-uri putem face. Adică până la urmă, na, o dată pe an e ziua mea. Dar totuși, un subscribe, un clopoțel și de asemenea, cred că m-ar ajuta foarte mult un follow pe Instagram la IsaLDYT. Acum că am pus șampania la rece și tortul în frigider, hai să-i dăm drumul la videoclip și să începem cu partea în care eu nici măcar nu țineam minte că e ziua mea și a trebuit să-mi aduc aminte Andrei 2010. Totul a început azi. Ah, băi, ce poftă de suc am. Cred că mă duc până la magazin să-mi iau un suc. Salut. Wow, Andrei, ce zici? Băi, chiar nu mă gândeam să te văd pe aici. Adică, ce cauți aici în primul rând? Eu stăteam pe aici. Da, foarte, foarte mișto, sincer. Păi bine, hai că ne mai auzim atunci. Pa, știi ce zi azi? Stai. Păi, wow, de ce dai în mine? Ce zi azi? Nu știu, ziua de salariu? Faci cinste sau care-i faza? Ce zi azi? Tu nu știi ce zi azi? Sâmbătă? Sau duminică? Nu, cred că e duminică. E duminică, dar e ceva putred. Tu nu știi ce zi azi? Nu, nu știu ce zi azi și cred că, dacă s-o să mă gândesc, nici nu cred că îmi pasă. Adică probabil e o prostie de-a ta. Cum? Hai mă, lasă-mă. Da, ha. Na, nu știu ce vrei, sincer. Hai, lasă-mă că mă duc la magazin, că am cea mai mare poftă de suc. Stai. Ce mă, ce vrei? Bă, da, dacă ai de gând toată ziua să mă nebunești cu prostiile tale, ai face bine să-mi spui acum repede ce vrei. Te întreb ultima oară. Tu chiar nu știi ce zi azi? Andrei, eu îți răspund ultima oară. Nu. Hai pa. Ce mă? Nu se poate. Aoleo, a nebunit. Nu știe ce zi azi? Ce zi azi, mă? Ia vino tu după mine. Ok, mi-e frică, adică nu m-aș lua după Andrei 2010 așa random, dar hai să vedem unde ne duce. Să vezi că, mamă, ești de bun, mi-e frică deja. Andrei, poți să-l iau și pe ursulețul meu de pe aici să-l împun gro cu mine, gen, adică măcar dacă, da, hai, normal, eu îl port mereu. Acum hai, bine mă, bine, hai să mergem. Bun, pe unde mergem? Hai, bă, Andrei, pot să mă întorc acum, așa? Deci, stai, pot să mă întorc? Eu vreau să zic că e ceva special. Ai mă, a venit ziua. Simă, pot să mă întorc sau nu? Te întorci la 3? Ok, hai. 3, păi, 2, 1 și... Oh, what? Ce? Mulți ani tre... bă, what? Dar cine să... Bă, e ziua mea, am și uitat! Silent să trăiască! Ai, bă, la mulți ani! Bă, ce drăguț din partea ta! Dar cine să trăiască? Oh my god! Bă, Andrei, nu pot să cred că... Bă, frate, am uitat că e ziua mea, gen... Cum e posibil așa ceva? Andrei, efectiv, cum să uiți... Da, bă, într-un fel chiar nu știu cum am putut să uit că e ziua mea, dar eu știam, bă, îți mulțumesc frumos, Andrei. Bă, nu pot să cred că tu ai făcut asta pentru mine. Bă, dă-te încolo de șopolan. Sper să-ți placă. Ai, bă, frate, hai la masă. Oh my god, să mâncăm tort. Bă, nu cred, mă, pe bune. Bă, chiar te-ai gândit tu la așa ceva și cu artificii și cu d-astea? Andrei, bă, nu pot să cred. Bă, îți mulțumesc, mă, vino cu astea în brațe. Mersi mult, da, mersi mult. Te pup, bă, frate. O, te pup câta... Bă, de unde l-ai furat pe ăsta? De unde ai furat, frate, atâta tort? La mulți ani? Mersi frumos, mersi. Haha, nu, e treaba mea? Ok, hai să vedem cum e tortul ăsta. Mamă, Andrei. Bă, ce bune. Bă, Andrei,
Cred că ai mâncat gen tot tortul sau ceva. Bă, frate, nu mai... E prea bun. Bă, Andrei, de-abia am luat și o gură. Frate, ai mâncat tot tortul. E preferatul meu. Du-te și mai ia. Bă, du-te mă, știi ceva? Uită de tortul ăla. Încearcă de asta. Ce e asta? Oreo cake? Ok. Hai să vedem cum e ăsta de Oreo. Mamă, ce fericit e Andrei, ia să vedem. Mamă, chiar îl am în viața reală. Ok, ia să vedem cum e. E în top 3 la mine? Hai să vedem, ia, e bun? Mamă, ce bun e! Bine! Bă, Andrei, după ce am mâncat, după ce am băut șampanie, după ce am dansat, chiar îți mulțumesc foarte mult. Bă, ce bine am mâncat, pe bune. Chiar îți mulțumesc extrem de mult. La mulți ani, mersi, bă, mersi, mersi, mersi. Îți mulțumesc foarte mult, nu mă așteptam. Na, îți mulțumesc, ce pot să mai zic. Hai că, na, acum cred că trebuie să, știi tu, plec, na, stai ce? Cum adică stai ce? Ce mă? Tu glumești? Nu, nu, de ce? Păi, de-abia a început? Da? Stai, despre ce vorbești? Cum să pleci? Păi nu, credeam că s-a terminat sau așa, adică ne-am distrat, am mâncat. Asta a fost introducerea. Acum urmează o parte din cadoul meu? Ce? Pentru tine, te rog. Ce? Rotește-te. Ok, adică să mă întorc ca să ai noroc. A, ok, bine. Gata, m-am întors. Uite. Oh, asta e pentru mine? Cadou ai silent? Oh my god, bă, Andrei, dar nu trebuia, mă, uite-te în el. Oh my god, e o surpriză. Bă, dar ți-am zis că nu trebuia să mi, nu trebuia să mi nimic, bă, Andrei. Ok. Oh my god, ce mi-o fi luat ăsta acum? Ia să... Ți-am luat? Bă, bă, ești prea nebun, mă. Nu, bă, bă, că ești tare, fratele meu. Bă, tu ești primul om din lume care efectiv mi-a dat cadou niște cheeseburger de la Mac. Adică, cred că m-ai nimerit aici pe gusturi. Stai, bă! Crezi că ți-am dat doar mâncare? Aia o mâncăm noi repede. Uită-te mai atent. Ok, ia să vedem. Cola, cartof. No! No! Nu cred că mi-ai luat calculator! Uită-te, e pe bune! Bă, nu pot să cred! Nu, nu, Andrei, îți mulțumesc! Bă, 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 nu trebuia, bă, nu trebuia! Ai nebunit? E cu procesorul tău preferat! Bă, ai nebunit? Cum să dai atâția bani? Doamne! Cine zice că am dat bani? Ha, ha, ha! Ah! Clasic, greu de tot. Așa, cadouri să tot primești. Bă, Andrei, îți mulțumesc foarte frumos de cadou. Intră în scenă. Ce? Cine intră, bă? Bă, ce? Ce se întâmplă? Ce-ai, mă, Andrei? Cine intră, bă? Ce? Mascații? Cine intră? Cea mai tare soră? Ai, Bianca! Ce? wait, what? Stai o secundă. Tu nu erai plecată sau ceva? Hey! What? Cum ai adus-o aici? Bună, la mulți ani, știm noi, la mulți ani, am ceva special pentru tine, nu pot să cred, bă, nu pot să cred, bă, haideți, mă, bă, ai, bă, bă, dar nu trebuia, mă, bă, asta am spus și lui Andrei, nu trebuia să ne trăiești. Oh my god, bă, bă, mă face să mă emoționez aici. Hai, nu fi modest. Bă, nu știu, mulțumesc, ia mă, hai să... Nici nu știu, mă, sincer, nici nu știu. Nu trebuia, efectiv, nu trebuia. What? Flori? Bă, mersi, dar nu sunt atât de mare. Sper să te bucuri de el, mersi, dar nu sunt atât de mare fan flori. Dar mersi, mersi. Și un ceas, un parfum și un... Samsung Galaxy S23 Ultra? Ce? Stai o secundă. Și eu voiam, bravo. Bă, ce? Îți place? Bă, frate, what? Bă, e de jucărie. Cel mai frumos cadou. Bă, mersi frumos, dar nu trebuia. Frate, ați dat o grămadă de... Nu, bă, frate. Nu știu ce să mai zic acum. Bă, nu știu, vă mulțumesc foarte frumos. Nu trebuia că și Andrei mi-ai luat dita mai calculatorul. E o fericire să fim toți aici. Da, mă, bă, mersi frumos și ceasul ăsta. Uite, o să mi-l pun așa, o să mi-l pun pe perete. Îți mulțumesc foarte frumos. Rolex, da, e Rolex. Direct de pus pe perete, adică e direct ce trebuie.
Hai, rămâi aici, mergem să mai luăm niște șampanie. Pe bune? Oh, ok, bine. Băi, chiar, da. Bine, mă, hai că rămân aici. Puteți să mergeți, haideți că am eu grijă. Mamă, frate, bă, ce cadouri mi-au luat oamenii. Dar nici nu înțeleg de ce. Ok, pa. Ah, băi, frate, bă, chiar au fost de treabă. Ce, efectiv, uitați-mi că e ziua mea, bă, frate. Cred că și Teddy ursulețul pe aici să-l împugroștea că e ziua mea. Și eu nu știam, adică, nu știam. Bă, și tortul ăsta a fost atât de bun încât parcă aș mai vrea o felie. Ok, acum trebuie să-l aștept pe Andrei și pe Andreea și pe ai Bianca, deși Andreea încă nu a venit. Dar în orice caz, Răzvan, ce cauți aici? What? Bă, stai, tu mi-ai zis deja la mulți ani în viața reală, gen, salut? Salut, bă, ce cauți mai aici? Tu, omule, a venit și Răzvan. Bă, știu că ți-am zis deja la mulți ani în viața reală. Da, dar am auzit că dai aici mare petrecere. Cum ai auzit, bă? Ah, cred că n-am auzit de la el din cameră că am vorbit destul de tare și da, într-un fel, dar are sens. Stăm în aceeași cameră. Nu stăm în aceeași cameră, nu mai minți. Stăm în aceeași casă, nu în aceeași cameră. Casă, da, bine. Și de ce ai venit aici totuși? Adică, ce s-a întâmplat? Păi chiar dacă ți-am dat un cadou în viața reală, ok, am venit cu un cadou și în Minecraft. Pe bune. Hai, bă, Răzvane, nu trebuia, vrei să-l vezi? Da. Mamă, ia, hai să vedem, hopa. Mamă, ia să vedem. Ia, ce mi-a luat Răzvane, ia să vedem, ok. Hopa. Și what? Un shulker box plin de KFC? Ai de capul meu. Oh my god, cea mai Răzvan chestie. Știam eu că o să-ți placă. Ba, mersi frumos, mersi. Ba, chiar e tare, n-am să mingi. Chiar a fost și amuzant cadoul ăsta. Ba, mersi mult, vino încoa. Vino să ne iau în brațe, vino încoa. Te-aș lua și eu în brațe, dar na. Ești cam mare. Bă, bine ai tu să fii. Hai, bă, hai bine și ca să nu te superi, mai am un cadou în viața reală. Bă, dă-l încolo, frate, câte cadouri ai, bă? Din partea mea, a verișoarei și a unchiului. Ok, ce cadou? Hai că vin acum la ușă să ți-l dau. Ok, stați așa că aparent mai are un cadou, revin imediat. Hai, bă, chiar nu trebuia, ia uitați ce tablou am primit la mulți ani ai Silent. Hai, bă, uite, chiar cred că o să-l pun undeva pe aici. Mamă, ce tare, uite, aici eram eu mic. Aici am făcut 100.000 de abonați. Băi, ce tablou, efectiv, e toată viața mea pe tabloul ăsta, gen. Hai, Andrei, pot să mă uit acum? Pot? Hai, ok, uită-te. Bă, ce e aici? Stai. Asta nu e tot? Cum adică asta nu e tot? Ce e asta în primul rând? Uită-te în spate. În spate? Ce... Wow! Andreea, surpriză! Surpriză! Bă, nu pot să cred că ne-am unit toți. Deci m-am întâlnit și cu Andrei, și cu Aibiaca, și cu fratele meu, și cu Andreea. Bă, dar de unde a venit și Andreea 2010? Și cadoul ei este la mulți ani, la mulți ani. Chiar această hartă? Cum adică cadoul este chiar această hartă? Că nu înțeleg. A făcut-o cu mâna ei? Poți să-i o arăți? Da? Stai! Ea a construit-o? Adică tu vrei să-mi spui că Andreea a făcut tot ce urmează să vedem aici de la zero? Da? Bă, frate... De când... Dar nu meritam așa ceva. Bă, frate, dar chiar nu meritam, bă. Uite cât de frumos e. Știm, dar na. A, știi tu, repede. Bă, Andreea, îți mulțumesc. Deci e minunat, e superb. Îmi dau lacrimile, efectiv, cât de frumos e. E în limba engleză. Happy birthday mi-a tradus mie profa. A, adică la mulți ani. Asta înseamnă happy birthday în română, nu? Nu-i așa, Andrei, că tu ești cu engleza cu astea. Ce? Nu știu. E bine scris, Andrei? Hai că e bine că știi și cum e scris. Băi, cât de frumos e, doamne. Băi, și câte cadouri toate pentru mine și... Uite, l-a făcut și pe Andrei. Bă, ce? Adică ești un porc. Chiar seamănă? Și a zis, nu doar eu. Pentru că e ziua ta, o să te iert. Mamă, mersi frumos, da, ești un adevărat gentleman, ce să mai. Mersi. Hai să mai explorăm. Bă, cât de minunat e. Chiar mi-ați făcut ziua de naștere atât de frumoasă, băi, nu. Chiar, bă, vă mulțumesc, îți mulțumesc și ție, și ai Bianca, și lui Răzvan. Și, ce, bă, dar de ce o zici așa de parcă s-a terminat? Cu plăcere, Silent, pe cum adică, nu s-a terminat? Stai să vezi ce urmează.
Ce urmează? E timpul pentru niște... Ce bă? Parcurs de ziua mea! Ai dreptate acasă? Hai acasă, da, hai acasă, hai să mergem, nu vreau. Mi se pare tare, Andrei a venit cu ideea, nu! Ah, nu e adevărat, bine mă, bă, hai mă, Andrei, că, plan mă, bă, haideți să încercăm, ea a venit cu ideea, bine mă, bă, hai mă, că poate ne distrăm, hai să vedem, hai, întrecere, yay! Ce ne distrăm de ziua mea? Dacă pierd o să fiu trist. Ok, haideți, ia, nu bi, haha, bă, tu ce cauți aici? Bă, dați-mă că trece regele! Ok, bun, haide-mă, hai mă, că de ziua mea câștig. Fii că de ziua mea am activat toate simțurile posibile și sunt efectiv cel mai bun la parcurs din lume, efectiv. No! Oh my god. Ok. No! Mamă. Andrei, cine a venit cu ideea asta? Andreea. Mamă, Andreea, Doamne, cum o să ai așa idee? Nu cred! Și... Yay! Primul! Aha, te-am făcut! Hai să vedem și aici! Haide, te-am lăsat? Că e ziua ta? Da, mă, da, vezi să nu! Mamă, săraca Andreea n-are nicio treabă și ea a venit cu ideea. Doamne, ferește! Sunt doar eu cu Andrei aici, adică nu vă panicați. Dă-te, băi! Băi, dă-te, mă! Haide, mă! Wow! Mamă! Sânge rece! Haide! Woohoo! Mamă, doar eu știu pe aici că am jucat arta asta de 7000 de ori. Mamă, săraca Andreea, bă, ajută-o, bă, fii gentleman, ajută-o și pe ea. Doamne, Andrei, ești un nesătul. Lasă-mă. Mm-hmm. Haide. Ușor, pe aici. Așa, bun. Aia zic, hai, nu! No! Oh, ba da, cum să nu. Ba. Ce aveți, mă? Bă, ați nebunit, mă? Ce aveți? Și... Primul, ca de obicei. A venit și ăsta, dar cam întârziat, sincer. Ce, mă? M-a împins. Hai, că l-am împins, dacă e. Băi, dar chiar nu trebuia, mă, să mergem și într-o vacanță plătită de voi. Adică, băi, bă, da, mă, de ziua ta. Dar, apropo, ce? Ai ceva bani la tine? Că noi doi i-am folosit pe toți pe parcurs. Da. Da, uite, hai că pot să iau câteva înghețate. Nu e nicio problemă, că plan, voi ați plătit excursia asta. Adică chiar din nou nu trebuia sau ceva. Ia zi, boss, ce înghețată îți fac, hă? Vreau să încerc. Ia zi. Ceva nebun, zic că-ți bag aici băiatul. Ia zi, ce dorești? Pizza cu înghețată? Andrei, e sigur că vrei să faci asta? Vreau cu vanilie, caramel, cocos imediat, Andreea. Andrei, e sigur că vrei să faci asta? Baga asta în pizza? Ai de capul meu, e sigur? Te mai întreb încă o dată. Da? Ok, poftim. Ai vrut tu să încerci pizza cu înghețată? Hai pe aici, hai, că ne-a zis doctorul că undeva prin sala asta ar trebui să fie. Ce nebun ești, Andrei. Bă, dar la TV... A zis că e bună. Bă, nu știu la ce programe te uiți tu, dar pizza cu înghețată nu cred că e o combinație atât de bună. Uite, de știu ce trebuie să fac de ziua mea. Amălă. Haide, Andrei, hai, mișcă mai repede, hai. Băi, cât de tare a fost azi. Răzvan, ce cauți aici? What? Bă, și un ultim cadou? Oh my god, bă, Răzvan, nu mai trebuie, mă. Știu că te-am tâmpit cu toate astea și am cheltuit foarte mulți bani, ha. Nu mai zic. Bă, nu trebuia, chiar nu trebuia. Am un ultim cadou pentru tine. Ia, mă, ia, vreau să văd, ia, ce e? 20 de ursuleți de pe Island.ro! What? Ai de mine și de mine. Bă, Răzvane, vreau să zic ceva, mulțumesc frumos, îi mulțumesc și lui Andrei, și Biancăi, și Andrei, și vă mulțumesc și vouă pentru urări, și vă mulțumesc tuturor, băi, ce zi de naștere, șmecheră, frate!